Aș vrea să vă mai spun ceva despre acest mic roman. Cocușa. Ismael Cadarei este un fiu atipic. Și vă spune Bernard Pivot într-o cronică extraordinară. Eu am decupat numai câteva cuvinte din jurnal du dimanche. Mama, cea mai blândă, cea mai iubitoare, cea mai inteligentă, cea mai veselă, cea mai curajoasă. Acesta e refrenul pe care îl citim la toți scritorii care își dea până amintirile din copilărie și din tinerețe. Există însă și excepții, iar cea mai notabilă este marele prozator albanez Ismael Cadare. Mama lui, o păpușă, fragilă, aproape imponderabilă, ca o figurină de lucava. Cartea lui este o călătorie emoțională spre tinerețea mamei lui, spre copilăria acestei figuri, figuri care, spune Cadare în carte, chiar așa începe exabrupto, pentru el este o figură insondabilă. El nu a fost niciodată apropiat de mama lui, el nu a înțeles-o niciodată, a considerat-o întotdeauna acea figură de mucava de care vorbea Bernard Pivot, acea păpușă japoneză sau chineză, care niciodată n-ar fi putut să-și arate pe deplin sentimentele. Deci aveți de-a face cu o carte care vorbește în sens invers despre figura maternă, nu cu laude, nu cu lacrimi, nu cu emoție, ci cu o privire critică, uneori o privire mânioasă, dar prin toată această incursiune în copilăria și în tinerețea mamei lui, de fapt Cadare se întoarce la propria copilărie, la propria tinerețe și mânia pe care o arată, mânia între ghilimele față de mama lui, de fapt este mânia care se întoarce asupra lui însuși pentru toate lașitățile, pentru toate lucrurile pe care le-a făcut sau le-a luat cu superficialitate în viață. Ismael Cadare este unul dintre mari scriitori europeni. A fost nominalizat de mai multe ori la Premiul Nobel pentru literatură. Anul ăsta nu se dă Nobelul. A murit Filibros. Merita cu prisosință Premiul Nobel, nu i s-a dat. Să sperăm că Ismael Cadare va fi în viață atâta timp până când acest juriu Nobel va denia să-i acorde premiul pe care și el îl merită. De la Ismael Cadare trecem la un scriitor care a avut norocul să primească Premiul Nobel în 2003 și e un mare scriitor al lumii. Este vorba despre G.M. Cuție. I-am publicat aproape toate cărțile, eu cu religiozitate, pentru că, deși este un scriitor complicat, un scriitor dificil, nu este un scriitor pentru cineva care vrea să se destindă și să citească ceva înainte de a dormi. Nu. Este un scriitor pe care uneori îl citești chiar cu creionul în mână. Este un scriitor față de care, față de pagina căruia, trebuie să ai deschise toate simțurile și mai ales mintea. Traducătoarea lui tot antitră în România este Irina Corea. O invit la microfon.